Salutare băieți și bine ați venit la un nou episod pe 5M. Astăzi o să avem un episod mai special, tot atâta timp poate și păi sper să nu fie plictisitor. Noi stăm aici în casa la mine, televizorul nu funcționează, că dar nu e nicio problemă. Trebuie să mai cumpărăm încă unul. Poate să revenim. S-a întâmplat ceva și da, asta e. Da, ne-am cumpărat o casă, televizorul nu mere, bucătăria Nina a testat-o, adică, nu, am testat-o, dar nu mi-a zis nimic. Da, hai să vă arăt ce vom face astăzi. Să nu uitați de butonul de like și subscribe. Hai să mergem. Aici n-am lăsat mașina, ați văzut că n-a. Asta că s-o ca noastră frumoasă. O costat foarte mult bani, deci nu luați, să nu o luați la 11 metri, că pe ea mea am. Și hai mergem să vă arăt ce vom face astăzi, deci fiți pregătiți. Stai că am eu pe undeva pe GPS ceva de pus, cam pe aici ar fi locația. Și da, dacă nu ați văzut un tutorial, de ce nu? Nu o să vă dați seama ceea ce voi face eu. Dar dacă l-ați văzut, e clar că știți ce vom face. Și nu mai dau mai multe spoilere, vă las pe voi să ghiciți. Hai că ajungem imediat acolo și ne auzim. Ce-i cu ăla? Eu ce era să mă duc, fii atent. Băi, BMW-ul ăsta, până că e un hârb, asta, fain. Are acolo muzică, radio off, că, da. Nu ne permite, uite, bun. Nu e o problemă. Băi, suntem pe serverul Wanted România Europei, aveți Discord-ul lor. Acolo sus, pe mijlocul, pe ecranului videoclipului. Aveți Discord-ul lor, aveți de toate, găsiți acolo, vă știu și pe voi. Îmi facem un rol, pe facem un altă, ne combinăm ideile, știți și voi. Și asta e. Am zis să încerc, deci după ce s-a întâmplat faza aia, că ne-a salvat cei din anormalii, să zic așa, am zis că, băi, ne-a dat o șansă. Ce înseamnă șansa aia? Ne-a dat îmbrăcăminte. Clar că de acolo am și început, pentru că am fost în casă, m-am schimbat, am zis că ok, hai să profităm de ocazie și să mă duc să mă schimb, nu? Dar, totuși, numai că acum trebuie să-i dau tot înapoi. Bani și un altă. Mă rog, trebuie am rămas dator la urmă, adică nu pot să... Dacă ești dator, nu pot să faci de toate. Am înțeles. Așa s-o ridica bara aia de zici că stă. Băi, nu știu, pe aici ar fi, sper că pe aici, să nu mă... Dar noi avem mașină de off-road. Bine, off-road. Zic eu. Ia pe aici trebuie să venim. Bun. Deci, ca să vă dați seama acum ce trebuie să facem. Mamă. Ce pe aici? O parcăm liniștiți și începem munca. Haide. Oh, dar ce greu e. Cred că îmi voi scoate o bluză, că sigur o să încep să transpir. Fuh, de și început, știi? Am dat cu târnă cu pe ăsta, zici că-și dă la... Seamnă cu ceva, nu? Da. Probabil va fi un pic cam... Sper să nu fie plictisitor pentru voi, deoarece acesta e un mini job. E un job până la urmă din care poți să faci foarte multe. Deci îți dai seama că da, ca și miner. Un exemplu, poți să câștigi power. Mă rog, să câștigi, să vezi acolo, poate prinzi pe unul, știi? Am luat două ironuri. Mamă. Din câte am înțeles aici, de la alții, așa, am dat sapă la caban. La, da, eu și pe aia din pușcărie. Să vede,
Mai că n-am, din pușcărie n-au. Mă rog, poate găsești un pic de aur, poate găsești ceva. Mai dăm o țeapă, mai dăm... Știți voi. Oricum asta nu e cu intenție. O stăie, hai să vedem. Au cu sau de. Să-și cădăm pe în cer. Cu ea. Hai, bro, hai. Oh. Dă-i Mai e greu un pic. E greu, rău, hă? Mamă, am luat un cărbune. Bă, dar ceva de... Un exemplu... Aur, zic și eu. Ascultăm în buzunare. Ok. Două bucăți. Am la apă aici de... Dragul ce mănâncă. Da, buzunare, da. Nu contează. Tot e bine. Pentru mine tot e bine. Băi, a optimizat serverul, apropo. A optimizat cineva un scriptor nou serverul. Mai ies câte una, câte alta, câte. Dar e perfect. Deci e fain. Te vedeți acolo, stânga, sus. 90-100 de FPS-uri, 80, na. Nu te plângi, nu poți să te plângi. Pentru că, pun exemplu, e perfect. Deci totuși, se optimizează. Așa că vă aștept. Mai după asta, va trebui să îl sun eu pe dragul meu prieten să vadă ce putem face cu o bucată de aur. Poate prindem o bucată de aur, știi? Dai seama de munți, nu una alta, știi, frumos. O venim cu o bucată de bani și ne-am scos, dracule, cerem milionul pe ele, nu Caterinca, că... Caterinca nu se merită la chestia aia, știi? Ia bronz, hai cu aurul. Mamă, mă cam dor picioarele, mă cam dor de toate. Unde e mașina? Aia, acolo e mașina cu a noastră. Abia aștept să mă duc să o pun, dracule. O să pun imediat în niște cutii. Și pot să le transport în mașină. Ca na. Să fie și ale băgate acolo, puse. Dar cred că va trebui să stăm un pic mai mult. Cred că, nu știu, 12 ore. Trebuie să stăm aici. Stăm o noapte întreagă. Ce zici? Se face noapte aici. Nu e zi, nu e nimeni. Păcat. Ar fi fain să fie cineva aici. Hai să mai dau pe aici, că poate prind ceva de aici. Bă, dar emotul ăsta mă cam... Nu știu. Mă amuză, mă, băi, mă amuză. Adică pur și simplu zici că ar da în aer. Cu târnă copul ăla, știi? Cam așa se aude. E clar. Băi, nu știu. Am zis să încercăm și altfel de joburi. Până la urmă, din miner poți să faci mai multe chestii, duci la ferar, un alta, te descurci, vinzi, faci bănuți, știi? Și până la urmă trebuie să plătim și la om datoria înapoi. Și de ce datorie este vorba din episodul trecut. Și am zis că, ok, asta tot, nu rămâne dator la nimeni din foști membrii mafioți. Adică, na, fuși membri ruși, să zic așa, și ați văzut și cu rușii ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, ce a fost pe acolo. Nu putem să rămânem datori. Deci, niciun caz. Rusul nu rămâne niciodată dator, ori de datoria înapoi, ori nu știu. Vedem, hai pe parcurs. Bine, băieți, eu aici o să stau o bucată mai îndelungată, să zic așa. Și dacă v-a plăcut acest episod, să zic așa, să nu uitați de butonul de like și poate un share, m-a ajutat și pe mine. Și ne întâlnim data viitoare. Pa, pa! V-am lăsat cu târnăcopul, ca să știți.